Până astăzi, 31 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 2245 de persoane infectate cu virusul COVID-19, coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate, 81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța, 10 la Prahova, 7 la Dolj, 5 la Brașov, 4 la Cluj, 4 la Galați, 2 la Bihor, 1 la Brăila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba, 1 la Argeș. Totodată, până la ora 15:20, 72 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timișoara, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu și Ialomița au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 293 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 62 de pacienți, dintre care 36 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este deocamdată staționară. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 11.576 de persoane. Alte 123.577 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 24.654 de teste. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.151 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 6.393 la linia Tel Verde 0800 800 358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. De asemenea, în ultimele 24 de ore, prin structurile abilitate ale Ministerului Administrației și Internelor, au fost întocmite 15 dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352, aliniat 1 cod penal. Poliția de frontieră a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de fals în declarații, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 326 cod penal. Totodată, poliția și jandarmeria au aplicat în același interval de timp 990 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare, carantină. Poliția au depistat în ultimele 24 de ore 8.276 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestora le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 13.174.104 lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare a României în străinătate, până în prezent 94 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, coronavirus, 56 în Italia, 14 în Franța, 7 în Germania, 6 în Spania, 2 în Namibia, 2 în Indonezia, 2 în Marea Britanie și câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia și Statele Unite ale Americii. De la începutul epidemiei de COVID-19, coronavirus, și până la acest moment, 19 cetățeni români aflați în străinătate, 9 în Italia, 6 în Franța, 2 în Marea Britanie, 1 în Germania și 1 în Spania, au decedat. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Tel Verde 0800 800 358. Numărul Tel Verde nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, plus 40 21 320 2020. În județul Suceava sunt 593 de persoane infectate cu virusul COVID-19 și s-au înregistrat oficial 24 de decese.